Eu n-am făcut în capul meu. Eu așa am cumpărat, așa n-am construit nimica și așa vreau să rămâne. Eu mă aduc tot ce trebuie. Eu nici nu spun că dumneavoastră ați făcut ceva, eu păi doar... Păi da, mi-a trimis. Eu vi-am trimis o dispoziție de moda. Mă puțin, stai că am actitud. Eu n-am făcut nimica. Tu vrei să scoți morții acum 73 de ani? Eu nu scot niciun mort, eu scot... Legea, nu. Asta pe lege, este domeniu public și de aceea am semnat o dispoziție de demolare pentru că asta pentru este ce? Responsabilitatea mea. Nu e consubilitatea că... Sunt oameni mai mari. Mai ți-a făcut probabil, de cap acolo. Mai ți-a făcut acolo din capul otru. Probabil că sunt oameni mai mari. Eu nu mă las intimidat nici de dumneavoastră, nici de oameni mai mari. După ce primăria Timișoara a dispus demolarea construcțiilor ilegale de pe strada Cezar din Timișoara, care leagă bulevardul Loga de Parcul Copiilor, a ieșit scântei din curtea unei familii de romi direct afectate de demolare. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, vrea să redea această stradă timișorenilor, astfel că dis de dimineață mai multe utilaje au început să pună la pământ bucată cu bucată construcțiile ilegale. Suntem, de fapt, exact în fața porții de la Colegiul Național Loga și aici era și, e și evident când te uiți fizic, era o legătură între Loga și, da, acolo vine deja cu scandal, între Loga și Parcul Copiilor. Dacă te uiți pe CF, e Primăria Municipiului Timișoara, chiar scrie strada Cezar acolo la observații. Și e inexplicabil cum au reușit să-și pună acolo o poartă, cum să... Da, acolo e cu scandal. Mi se pare, domnule primar, iată, a venit un reprezentant al... Da, eu înțeleg că, da, ei se supără pentru că n-au fost obișnuiți că nu primesc ce vor, dar, încă o dată, asta este domeniul public, e situația legală, e clară, am emis o dispoziție de demolare și acum demolăm. Și redăm, de fapt, timișorenilor ce este a timișorenilor. Cei care au construit ilegal, potrivit spuselor primarului Timișoarei, Dominic Fritz, s-au revoltat când au văzut cum cad gardurile. Pot să te cumpăr și pe tine! Pe mine nu mă pot cumpăra! Pot! Hai să văd! Pot! Pe cine o să vedeți! Pe cine cumpărat? Pe asta care este aici a ta! Pe cine cumpărat? Pe tine! Pe cine? Pe mine nu mai cumpărat! Pe tine te cumpăr! Pe tine te cumpăr în bani! Pe cine cumpărat? Zi! Pe piața asta! Zi! Pe cine cumpărat? O să vedeți dumneavoastră! Dominic Fritz spune că nu se lasă și continuă demolările construcțiilor ilegale. Vilă cu vilă, teren cu teren, recuperăm ce e al timișorenilor, punctează edilul Timișoarei. În data de 5-6 mai, în comuna Giroc, va avea loc Ruga Giroceană. Începând cu ora 18, atmosfera va fi animată de renumiții soliști Andreea Voica, Puiu Codreanu, Loredana Sur, Georgiana Lobonț, Chica, Vanessa Jarja. Aceștia vor fi însoțiți de către formațiile lor și, totodată, ansamblul folcloric Ghiocelul din Giroc a pregătit un moment special pentru toți cei prezenți. Locuitorii comunei Giroc și nu numai sunt așteptați în număr cât mai mare pentru a se petrece împreună. Lada cu zestre a comunei Giroc se află la 17-a ediție. În cadrul evenimentului, în afara artiștilor locali, a avut loc și o expoziție de costume și obiecte populare, iar maestrii culinari și-au expus gustoasele preparate spre vânzare. Scena a fost plină de veselie atunci când tinerii dansatori au dat tot ceea ce aveau mai bun din ceea ce au învățat până acum. Toți cei prezenți în cadrul evenimentului au fost încântați de cele pregătite pentru ei.
Timișorenii care folosesc mijloacele de transport în comun pot beneficia de un transport extrem de modern. Investiția în acest sens continuă întrucât municipalitatea anunță sosirea a altor 17 tramvaie ultramoderne în orașul de pe Bega până la finele anului. Alte 17 tramvaie ultramoderne ajung la Timișoara până la finalul anului. Toată flota de transport public, tramvaie, autobuze, troleibuze, e înnoită cu o finanțare record de 75 de milioane de euro pe care am câștigat-o prin PNRR. Am pus Timișoara pe drumul corect, să nu schimbăm direcția, transmite viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău. Liderii județeni ai partidelor USR, PMP și Forța Dreptei au depus la biroul electoral Timiș protocolul Alianței Dreapta Unită pentru președinția Consiliului Județean Timiș, dar și cel pentru lista de consilieri județeni. Pentru funcția de președinte al CJT, candidatul Alianței este Alinica. Alinica este garantul să câștige dreapta și în Timișoara și în județul Timiș, garantul împotriva noului partid unic PSD-PNL și garantul pentru o continuitate de modernizare și de europenitate a județului Timiș și a Timișoarei. Noi suntem ferm convinși că avem o campanie atât județeană cât și multe campanii locale cu mulți candidați de calitate și suntem hotărâți să câștigăm aceste alegeri și le vom și câștiga cu ajutorul timișorenilor și a timișenilor. Alinica a subliniat încă o dată că Alianța Dreapta Unită este o alternativă la încercarea partidelor tradiționale de a acapara puterea. Iată că Timișoara și Timișul dau dovadă în continuare de responsabilitate și chiar dacă la nivel național partidele acestea vechi, PNL și PSD, s-au unit de frică să nu piardă alegerile, totuși, de aici, de la Timișoara, dăm acest semnal puternic că David va învinge încă o dată Goliatul politicii românești și în 10 iunie, după alegerile din 9 iunie, Timișoara va da încă o dată semnalul de reformă a clasei politice și de resetare a acestui mod de a face politică total păgubos pentru cetățeni. Alinica a comentat și decizia unor minorități de a-l susține pe Dominic Fritz pentru funcția de primar al Timișoarei, însă nu și pe el pentru cea de președinte al Consiliului Județean Timiș. Mă adresez cetățenilor, indiferent de etnie, indiferent de religie, celor care gândesc asemănător spiritului Timișoarei, acela de a nu se supune logicii pervertite de la București și în consecință nu am ce să comentez legat de aceste mișcări care evident pot fi justificate de cei care le fac. De asemenea, au fost depuse dosare pentru peste jumătate din localitățile din județ în care cele trei partide vor avea candidați comuni. Dominic Friț a anunțat că se va candida în diferite formule în peste 90% din UAT-urile din Timiș. Sfântul Gheorghe este sărbătorit astăzi, marți 23 aprilie. Gheorghe este sfântul purtător de biruință atât în țările ortodoxe cât și în cele catolice. Aproape 1 milion de români își sărbătoresc astăzi ziua de nume. În cele mai multe icoane, Sfântul Gheorghe este reprezentat într-o mantie roșie, culoare tradițională pentru un martir, dar și ca războinic sau ca un conducător militar, ținând o cruce în mâna dreaptă și o sabie în mâna stângă. Sunt numeroase credințe și superstiții strâns legate de această sărbătoare. Oamenii se scaldă înainte de răsăritul soarelui într-o apă curgătoare pentru a fi sănătoși tot anul și pentru spălarea tuturor relelor. Busuiocul semănat înainte de răsăritul soarelui e bun pentru cinste. Cel care se spală cu roa de pe el este cinstit de toată lumea. De Sfântul Gheorghe se cântăresc oamenii pentru a fi sănătoși tot anul și pentru a se proteja de farmece. Cine doarme în această zi, acela ia somnul mieilor și tot anul este somnoros. Gunoiul adunat în ziua de Sfântul Gheorghe se pune la rădăcina pomilor ca să rodească bine. În această zi se adună de pe câmp tot felul de buruien de leac care se păstrează peste an. Dacă în ziua de Sfântul Gheorghe va fi rouă multă, este un semn de an bogat.
Praful saharian lovește România. Este semnalul tras de meteorologi care anunță că masa de aer încărcată cu particule de praf va sta deasupra țării noastre mai mult de 24 de ore. Mai exact, în perioada 23 aprilie ora 9, 24 aprilie ora 13, circulația aerului predominant sud-vestică va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer încărcată cu particule de praf de origine sahariană către sud-estul Europei. Această masă de aer va sta deasupra României marți 23 aprilie și în prima parte a zilei de miercuri 24 aprilie, iar depunerile de praf vor putea fi observate în zonele și în intervalele în care va ploua. În după-amiaza zilei de miercuri, masa de aer încărcată cu particule de praf saharian se va deplasa spre nord-est și se va îndepărta de țară. Proiectul Ligi Asilebs al Ligii Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnica Timișoara se bucură de un real succes în rândul studenților, crescând de la an la an. Dacă în 2023 s-a înregistrat un record de 927 de studenți înscriși, anul acesta numărul candidaților a depășit din nou așteptările. Un număr impresionant de 1133 de studenți eligibili și-au manifestat interesul pentru participare, marcând un nou record pentru acest proiect educațional. Doar 334 de studenți din cei 1133 au fost selectați pentru a participa la laboratoarele din acest an. Principalul obiectiv al acestui proiect constă în facilitarea colaborării între mediul academic și sectorul privat, oferind astfel studenților o oportunitate de a transforma teoria pe care o învață la facultate în practică. În cadrul proiectului, studenții au ocazia de a revizui și de a pune în aplicare cunoștințele dobândite pe parcursul anilor de studiu. Totodată, aceștia au șansa de a se familiariza cu experiența unui interviu practic, dar și cu cerințele și tehnologiile folosite în domeniul ITNC. Ediția actuală a proiectului s-a bucurat de implicarea a 21 de firme partenere, care vor susține până la finalul semestrului curent un total de 30 de laboratoare din domenii variate. Începând din luna aprilie, studenții selectați participă la laboratorul la care au fost acceptați timp de 10 săptămâni. Această perioadă le va permite să-și îmbunătățească cunoștințele în domeniul respectiv, beneficiind de îndrumarea experților și a cadrelor didactice specializate. Județul Timiș are un nou suprefect de miercuri 24 aprilie, în persoana lui Raul Ambruș, care ocupă locul lăsat liber de Sorin Ionescu. Acesta din urmă a hotărât să se întoarcă la catedră și să deschidă lista de consilieri PSD la alegerile locale. Ambruș a depus astăzi jurământul pentru noua funcție după ce numirea a fost făcută cu o zi înainte de către Guvernul României. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Timiș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. La ceremonia în care Raul Ambruș a depus jurământul, desfășurată prin videoconferință, a luat parte și prefectul Mihai Ritivoiu. Interesant este faptul că celălalt subprefect al județului Timiș, Ovidiu Drăgănescu, a lipsit. Raul Ambruș a transmis un mesaj la final. Pe plan politic a fost consilier local din mandatul 2020-2024, până luni când mi-am înaintat demisia în Consiliul Local. Pot să spun că la nivel local m-am implicat activ în activitatea societăților din subordinea primăriei și cred că am făcut-o destul de bine și am asigurat un echilibru în ceea ce ține de societățile din subordinea Consiliului Local. Doresc să avem o colaborare cât mai bună. Sunt convins că o să avem o colaborare sănătoasă. Știu că majoritatea dintre dumneavoastră aveți experiență și vă conduceți serviciile și departamentele de mult timp și sunt convins că împreună o să facem treabă bună și vom avea o colaborare, așa cum spuneam, sănătoasă. De curând, Raul Ambruș a hotărât să iasă cu formațiunea sa Partidul Liberal din Alianța Dreapta Unită, constituită la nivel județean din partidele USR, PMP și Forța Dreptei. Motivul invocat este că această alianță îl susține pe Alin Nica, personaj cu care Raul Ambruș a avut conflicte mai vechi. S-a reorientat însă rapid și s-a alăturat Partidului Social Democrat. Primăria Vareș a implementat un nou proiect de asfaltare pentru străzile comunei. Lucrările au demarat în această săptămână și sunt realizate cu bani obținuți prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Investiția se ridică la 4 milioane de lei. Este un proiect frumos, un proiect care a fost
pornit anul trecut, un proiect care se încheie mai repede decât contractul de execuție, cu aproape 3 luni de zile, și un proiect care satisface în totalitate necesitățile și dorințele cetățenilor aflați în acele zone. Proiectul prevede asfaltarea a 4,3 km și se va finaliza în 2 săptămâni. Prin implementarea acestui proiect, comuna Variaș va fi asfaltată în proporție de 96%. Prima etapă a proiectului prevede asfaltarea drumurilor, urmând apoi să fie realizate accesele la proprietăți și podețele. Răzvan Popescu a lansat la Timișoara volumul Omul Orchestră, un jurnal altfel. Practic este o viziune a ceea ce autorul a trăit în ultimii 35 de ani, din unghiul său subiectiv. Titlul semnifică faptul că nu vorbim despre un jurnal clasic în care evenimentele sunt relatate cronologic și derivă unele din altele. În cartea sa ilustrează un tablou care se obține în ansamblu, printr-o serie de imagini, de secvențe, de amintiri care împreună alcătuiesc un mozaic. Răzvan Popescu a vorbit și despre personajele care apar în cartea sa. Păi, în primul rând ar fi cei 4 președinți de după Revoluție, Iliescu, Constantinescu, Băsescu și Iohannis. Ei sunt, să zic așa, puternicii zilei. În jurul lor roiește o armată de activiști diferiți, în funcție de fiecare președinte a avut armata sa personală. Și mai departe aș vorbi despre personajele de fundal, care sunt oameni obișnuiți, oameni care uneori sunt chiar marginali, oameni care trăiesc de la o indexare la alta, oameni care fac munci obișnuite, mineri, țărani din satele depopulate, oameni din cariere, pescari din delta Dunării și așa mai departe. Oameni pe care i-am cunoscut trăind alături de ei și observându-i, să zic așa, cât mai de aproape am putut. Robert Cerban, scriitor și jurnalist, a vorbit despre acest volum și despre autor, spunând că un om care scrie jurnal și care îndrăznește să-și expune vulnerabilitățile este sincer și credibil. Tare decât altul. E o carte în care autorul face un lucru teribil și aici îți câștigă încrederea. Când scrii jurnal, în primul rând trebuie să fii sincer până la capăt. Un om care vorbește despre propriile vulnerabilități devine la început sincer. Un om care se expune de la început, un om care vorbește despre propriile defecte, despre micile defecte care apar odată cu vârsta, despre nostalgii, când vorbește despre putere, când vorbește despre opoziție, când vorbește despre ce se întâmplă în lumea asta, în afară de ce se întâmplă cu sine, devine un om credibil și în clipa asta jurnalul începe să devină într-adevăr literatură. Cornel Ungureanu, scriitor, critic și istoric literar român, a vorbit despre însemnătatea unui jurnal altfel. E, într-adevăr, un jurnal altfel, despre un personaj altfel, care este un lider de opinie așezat sus de tot, dar care rămâne mereu lângă noi. Rămâne mereu alături de cei care vor să fie alături de el. Scrie despre domnia sa, despre șansă, țară, bucuria de a fi, de a trăi, bucuria care poate fi a fiecăruia dintre noi. Răzvan Popescu este jurnalist, scenarist de film și scriitor român. A absolvit liceul Gheorghe Șincai din București, apoi facultatea de geologie și geofizică a Universității din București. După Revoluție se orientează spre jurnalism și este rând pe rând publicist, comentator la săptămânalul Express, corespondent la radio BBC și redactor șef la televiziunea română. Între anii 1999-2000 a fost purtătorul de cuvânt al președintelui României, Emil Constantinescu. Autorul a publicat până acum 11 cărți și a semnat scenariile a 7 filme artistice realizate de mari regizori. A deținut funcția de președinte al Consiliului Național al Audiovizualului în perioada 2007-2012.
Orașul de pe Bega a marcat o premieră astăzi. Guvernul României a fost prezent la Timișoara. Am vrut să facem această ședință de guvern la Timișoara în semn de respect pentru toți locuitorii din Timiș. Este un semnal clar pe care Guvernul României îl dă astăzi. Județul Timiș merită și are dreptul să aibă parte de investiții guvernamentale de anvergură, pe măsura contribuției pe care o are la PIB-ul României. În ședința de guvern au fost prezentate proiecte pentru Timișoara și județul Timiș. Primul și cel mai așteptat este stadionul Dan Păltinișanu. Premierul Marcel Ciolacu a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru demararea proiectului. Banii pentru stadionul Dan Păltinișanu sunt asigurați prin Programul Național de Redresare și Reziliență. În urmă cu un an, premierul Marcel Ciolacu, președintele interimar al Camerei Deputaților Alfred Simonis și ministrul transporturilor Sorin Grindeanu s-au întâlnit cu liderii Galeriei Politimișoara. Întâlnirea s-a încheiat cu promisiunea unei noi arene moderne. Astăzi proiectul prinde viață. Un alt proiect foarte așteptat pe plan local, de zeci de mii de suporteri, este construcția noului stadion de fotbal. Anul trecut, împreună cu doi prieteni și doi timișoreni, domnul ministru al transporturilor, domnul Grindeanu, și cu domnul Simonis, președintele Camerei Deputaților, m-am întâlnit cu liderii galeriei lui Poli Timișoara. Le-am promis că vom demara acest proiect și azi ne ținem de cuvânt. Aprobăm indicatorii tehnico-economici pentru stadionul din Timișoara. Va fi o arenă modernă de 30.000 de locuri, unde vor fi investiți peste 165 de milioane de euro. Marcel Ciolacu a vorbit și despre alte proiecte importante pentru Timișoara. Premierul a amintit Institutul de Oncologie și Spitalul de Mari Arși. Astăzi demarăm procedurile pentru construirea Institutului Regional de Oncologie din Timișoara. Este un obiectiv foarte important pentru viețile a zeci de mii de pacienți din întreaga zonă, o investiție prin PNRR de peste 230 de milioane de euro. Noul institut va avea 250 de paturi și ambulatoriu integrat cu 26 de cabinete medicale. Vor fi dotări de ultimă oră pentru analize de laborator, imagistică, bloc operator, terapie intensivă și centru pentru transplant. Asta după ce deja am aprobat construirea cu tot cu aparatură a Spitalului de Mare Arși. Vizita în teritoriu a guvernului la Timișoara se întâmplă pentru a treia oară în perioada post-decembristă, în 2010 la Iași, în 2018 la Alba Iulia și astăzi la Timișoara. USR a întâmpinat guvernul la Timișoara cu un protest care a avut loc în fața prefecturii. Tăiați pensiile speciale, scria pe o pancartă a celor care au ieșit în stradă. Unul dintre protestatari se arăta indignat de faptul că au fost ani întregi în care guvernul a întors spatele Timișoarei, deși orașul de pe Bega a contribuit semnificativ la bugetul de stat. Noi am fost ignorați foarte mult timp și nu putem să îi lăsăm pur și simplu, după tot ce fac prin țară, după măresc taxele, pierdem bani din PNRR, trebuie să ne vadă și pe noi că existăm, nu suntem doar pe hârtie să ne semneze și să ne uite. Totodată, protestatarii au făcut și o aluzie cu covrigul de la Buzău. Două minore surori de 11 și 13 ani s-au prezentat aseară în jurul orei 22 la sediul Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara. Fetele au declarat că sunt din Reșița, venisere cu tatăl lor la Timișoara și s-au pierdut de acesta în timp ce se aflau în zona Gării de Nord. Ele s-au urcat în troleibuzul 14, dar tatăl lor nu a mai reușit să urce în mijlocul de transport și ulterior acesta nu a mai răspuns la telefon.
După ce s-au plimbat prin oraș o vreme, ele s-au deplasat la poliția locală pentru a cere ajutor. Polițiștii locali au încercat contactarea bărbatului de 40 de ani, în primă fază acesta având telefonul închis. După mai multe încercări, acesta a răspuns și a declarat că se va prezenta mama fetelor pentru a le prelua. Femeia a venit de la Reșița, a preluat minorele și a plecat cu ele către domiciliu. Platforma electronică dedicată gestionării tichetelor pentru activități casnice aduce un nou suflu pe piața muncii din România. Conceptul presupune achiziționarea facilă a tichetelor cu care pot fi remunerate persoanele care desfășoară activități ocazionale în gospodărie. Platforma electronică destinată beneficiarilor și prestatorilor de activități casnice introduce un nou concept pe piața muncii. Este funcțională și poate fi accesată pe adresa tichete.aneofm.ro. Conceptul presupune achiziționarea tichetelor cu care pot fi remunerate persoanele care desfășoară activități ocazionale în gospodărie. Tichetele sunt purtătoare de beneficii de asigurări sociale și de sănătate. Astfel, lucrătorii beneficiază de servicii medicale decontate, iar contribuțiile lor vor fi valorificate inclusiv la pensie. Această platformă este proiectată pentru a îmbunătăți interacțiunea dintre beneficiari și prestatori prin intermediul secțiunii Marketplace. Utilizatorii pot solicita sau oferi servicii casnice, fiind asigurată în acest fel medierea între cerere și ofertă în ceea ce privește desfășurarea tuturor activităților casnice. În plus, angajatorii pot achiziționa tichete pe care le pot oferi angajaților lor ca bonusuri sau prime. Avantajul pe care îl aduce înregistrarea în platformă și furnizarea serviciilor în baza tichetelor valorice este faptul că lucrătorii casnici beneficiază de asigurări de pensie și sănătate cu condiția preschimbării a cel puțin 85 de tichete de activități casnice într-o lună, ceea ce reprezintă 1275 de lei. Conform reglementărilor în vigoare, pot deveni prestatori toate persoanele fizice cu vârsta de cel puțin 16 ani, incluzând și beneficiarii devenit minim garantat, cu condiția ca acestea să nu fie membre ale familiei beneficiarului. Relația de muncă se concretizează prin acordul verbal între prestator și beneficiar, stabilindu-se astfel detaliile colaborării, inclusiv tipul de activități și orarul de lucru. Serviciile care pot fi remunerate prin tichete includ o gamă largă de activități, de la curățenia de bază până la îngrijirea grădinilor și animalelor de companie. Tichetele sunt disponibile în format fizic sau electronic și pot fi obținute de pe platforma electronică sau de la agențiile pentru ocuparea forței de muncă. În plus, angajatorii pot achiziționa tichete pe care le pot oferi angajaților ca bonusuri sau prime. Prin achiziționarea unui număr minim de tichete în decursul acestui an, angajatorii și beneficiarii pot fi eligibili pentru tichete suplimentare gratuite în anul următor. Implementarea acestei platforme digitale permite efectuarea tranzacțiilor legale de tichete, înregistrarea orelor de muncă și activităților desfășurate digital, asigurând interoperabilitatea datelor între mai multe instituții. Candidații Alianței PSD-PNL la primăria Timișoara, respectiv Consiliul Județean Timiș, Nicolae Robu și Alfred Simonis și-au depus candidaturile în vederea alegerilor din 9 iunie. Robu a pornit de la ideea că și-a învățat lecția după înfrângerea din 2020 și s-a înțelepțit. Să facem ca un oraș din nou să palpite o viață sănătoasă, cu un puls sănătos, Timișoara să redevină orașul florilor, orașul afacerilor prospere și locurilor de muncă bune și stabile, orașul în care să-ți fie drag să trăiești. Alfred Simonis spune că s-a lansat cu smerenie, dar cu încredere în competiția pentru președinția Consiliului Județean Timiș. Privim cu smerenie, dar cu încredere ziua de 9 iunie, pentru că Timișul are nevoie de o schimbare, Timișul are nevoie de o nouă abordare în raport cu guvernul și cu România, dacă doriți. Timișul a fost prea mult timp ocolit de marile investiții guvernamentale în acești 30 și ceva de ani, de asemenea și primăria municipiului Timișoara și municipiul Timișoara. În această formulă, împreună cu formula guvernamentală, care funcționează de 2 ani și jumătate, putem spune că am reușit atragerea unor investiții majore în județul Timiș, n-are sens să le reiau, le știm cu toții. Sunt investiții de câteva miliarde de euro în diferite etape și diferite stadii de derulare în județul Timiș, dar nu ne oprim aici.
Și acum spun de fiecare dată, împreună cu domnul primar Robu, vom face tot ce ține de noi pentru a convinge guvernul să rămână atent la proiectele județului Timiș și ori de câte ori vom obține o finanțare, vom obține finanțarea unui proiect, ne vom proiecta următorul și următoarea dorință și următoarea investiție în județul Timiș și în municipiul Timișoara, pentru că nu putem recupera decalajele față de județe care s-au descurcat mai bine. Nicolae Robu a precizat că opțiunea sa numărul 1 de viceprimar este Dan Diaconu, iar a doua funcție de viceprimar ar reveni unui reprezentant PSD. Cosmin Tabără ocupă a doua poziție în lista PNL.